Regina Margareta II a Danemarcei a devenit cel mai longeviv monarh al momentului din Europa. Ea și-a sărbătorit jubileul, care a coincis însă și cu decesul reginei Elisabeta II, iar din acest motiv Casa Regală Daneză a susținut doar o ceremonie discretă, urmată de o petrecere. Regina Margareta a II-a a Danemarcei și-a sărbătorit jubileul prin care a marcat 50 de ani de la urcarea pe tron. În vârstă de 82 de ani, Margareta a II-a a devenit cel mai longeviv monarh al momentului din Europa, odată cu decesul reginei Elisabeta a ii De altfel, pe fondul decesului reginei Marii Britanii, Casa Regală daneză a susținut doar ceremonii discrete, urmate de o petrecere în sala cavalerilor din Palatul Regal. La ea au venit premierul Mete Frederiksen, familiile nobiliare importante, pictori, sculptori și muzicieni cu melodii compuse special pentru ocazie. Margareta a fost încoronată regină la vârsta de 31 de ani, pe 14 ianuarie 1972, și a afirmat în repetate rânduri că va rămâne pe tron până va muri, abdicarea urmând să fie luată în calcul doar dacă se îmbolnăvește grav. Ea va fi urmată pe tron de prințul moștenitor Frederic, în vârstă de 54 de ani.